Stimați telespectatori, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă salutăm în numele Domnului Iisus Hristos din studioul Credo și al Bisericii Happy Valley din Phoenix, Arizona. Vă spunem bun venit la emisiunea Pași prin Credință și dorim să vă mulțumim pentru că v-ați deschis inima și ușa casei dumneavoastră ca să ne spuneți bun venit și să aveți părtășie împreună cu noi în cadrul acestei emisiuni. Ca întotdeauna avem un invitat sau mai mulți cu care stăm de vorbă și suntem curioși să aflăm experiențe deosebite, experiențe speciale, experiențe unice în felul lor din viața acestor oameni și credem că prin aceste experiențe suntem întăriți în credință, suntem cimentați în ceea ce știm despre Dumnezeu și în puterea lui Dumnezeu care intervine în viața oamenilor. În ziua de azi, cu ajutorul lui Dumnezeu, avem în mijlocul nostru un invitat special, este vorba de pastorul Leonard Semenea, un cunoscut personal, îl consider și prieten și tovarăș de slujbă, care a fost invitat în mijlocul nostru cu ocazia unei conferințe pentru familii și am profitat de zilele acestea ca să îl reținem în studioul nostru și să realizăm această misiune. Frate Leonard, vă spunem bun venit în cadrul emisiunii Pași prin Credință. Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre și că ați căzut de acord ca să fiți împreună cu noi și să împărtășiți câteva din experiențele dumneavoastră, experiențe care credem că ne vor face bine nouă și vor face bine telespectatorilor noștri. Dorim să începem cu experiența convertirii, întoarcerii la Dumnezeu. Dacă puteți să depănați câteva amintiri, să reactualizați câteva momente pe care le-ați trăit atunci și să ne dați detalii despre experiența respectivă. Ar fi bucuria mea să putem să avem această părtășie împreună și pentru cei care ne ascultă. Totodată și eu sunt bucuros să putem să fim împreună. Nu ne-am văzut de o bucată bună de vreme și m-am bucurat să fim împreună la această conferință de familie. Totodată, în ce privește convertirea personală, convertirea fiecăruia are etape diferite. Pentru unii Dumnezeu le vorbește în mod direct, în mod extraordinar, miraculos și este o convertire instantanee, cum ar fi, și pentru alții, din câte am putut observa, este ceva mai progresiv, de o durată mai lungă. Experiența mea cu Domnul și începutul convertirii mele a început la cam vârsta de 13 ani. În creșterea mea, fiind născut în familie creștină penticostală, undeva, nu știu chiar de unde, am înțeles eu că un copil până la 14 ani este considerat sub tutelajul părinților. Și dacă părinții sunt oameni credincioși, pocăiți, dacă se întâmplă ceva cu acel copil, se bazează totul pe credința părinților. Din nou, nu rețin exact unde am învățat acest lucru, dar aceasta a fost în mintea și în procesul gândirii mele. Ei, la vârsta de 13 ani, deja mă apropiasem de 14 și m-am gândit într-un fel că voi cădea pe cont propriu. Și în momentele acelea a fost un frate misionar, care a fost un frate american, care a început misiunea în America și călătorea mult împreună cu nevasta lui în Africa. Numele fratelui, care este decedat, este fratele Kenneth McDonald
Și a fost o serie de evangelizare, serie de evangelizare, și în momentele acelea eu am simțit că Dumnezeu pe mine mă cheamă la pocăință adevărată. Aceasta a coincidat cu vârsta, bineînțeles, și cu trecerea mea din școala elementară, primele 8 clase în Statele Unite ale Americii, la liceu, care începe cu clasa 9-a până la a 12-a. N-am știut chiar multe despre desfășurarea liceului, dar am știut un lucru, că la liceu va fi mult mai greu să îmi păstrez puritatea, credința și dedicarea față de Dumnezeu. Și în mintea mea am înțeles că trebuie să fac o hotărâre să fiu dedicat Domnului, să fac o decizie. Ascultând mesajul Evangheliei prin proclamarea cuvântului lui Dumnezeu, într-o seară specifică, țin minte că am știut că seara aceea era momentul când trebuia să mă predau Domnului. Dar am știut și un alt lucru, căci dacă mă voi preda Domnului în seara aceea, începând cu seara aceea și ziua de mâine, poi mâine și răspoi mâine, va trebui să trăiesc diferit. Va trebui să o rup cu legăturile și preteniile care nu erau chiar după voia lui Dumnezeu. Și aceasta, în timpul proclamării cuvântului, în timpul ascultării cuvântului, parcă a fost această bătălie în mine. Oare nu sunt prea tânăr? Ce o să spun colegilor mei de la școală? Voi putea să mențin decizia aceasta care o fac pentru Domnul? Și parcă în mijlocul acestor gânduri și zbaterea care a fost în sufletul meu, fratele a făcut o chemare pentru cei care vor să-L primească pe Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitor. Eu în momentele acelea am simțit că aud eu personal că Domnul pe mine mă cheamă să fac o decizie. Bătălia între a simți și a face primul pas de a declara public că da, eu, Leonard, voi merge înainte și îmi voi dedica viața Domnului, cred că a fost una din cele mai grele bătălii din viața mea. Dar în momentul în care s-a făcut chemarea, am mers în față. Și în momentul când am făcut primul pas, deja parcă am început să... Nu că sunt unul care cred în sentimente. Credem în cuvântul lui Dumnezeu care este scris și nu ne bazăm pe sentimentele noastre. Dar odată ce am făcut acest prim pas către Dumnezeu, parcă am primit o putere și s-a declanșat în mine o stare profundă de plâns, de regret. Am ajuns destul de repede în față și m-am pus pe genunchi și am început ca să plâng înaintea lui Dumnezeu. Și în momentul acela parcă becul s-a aprins în viața mea și m-am văzut starea mea mai reală înaintea lui Dumnezeu. Starea mea păcătoasă. Deși aveam doar 14 ani, crescând într-o familie de persoane creștine, Dumnezeu parcă m-a arătat toate elementele din viața mea care nu erau bune, care erau păcătoase, care pur și simplu m-au dovedit mie că-ți merit nu raiul lui Dumnezeu, ci iadul. Și în momentele acelea am regretat păcatul meu și am început să plâng înainte lui Dumnezeu. Nu știu dacă a spus fratele sau nu a spus sau cum am înțeles, dar rețin că atunci, după plânsul acela, l-am rugat pe Domnul Iisus Hristos și am spus: Doamne, ai milă de mine. Iartă-mi păcatul, curățește-mă în sângele Tău cel Sfânt, așa cum un copil la 14 ani înțelege. Nu pot să spun că am avut o înțelegere vastă, extraordinară de această experiență sau de teologia asociată cu această experiență, dar țin minte că am avut un regret profund a păcatului, în care am plâns ca și un copil mic în hohote înaintea lui Dumnezeu.
am cerut iertare pentru păcatul meu și am crezut că, deși nu merit să fiu iertat, Dumnezeu este bun și mă va ierta și că m-a iertat. Nu țin minte exact cât timp a ținut această rugăciune a mea, dar a fost de o durată destul de lungă. Și după această rugăciune, când m-am sculat de pe genunchi, m-am sculat ca și un om care m-am simțit ușurat, eliberat, ca și cum rugăciunea mea a fost ascultată și predarea mea a fost primită înaintea lui Dumnezeu. V-ați ridicat de pe genunchi un alt om, v-ați pus pe genunchi persoana veche cu gândirea dinainte, dar când v-ați ridicat de pe genunchi ați observat că ceva totuși dramatic și real s-a întâmplat în inima și în viața. Ceva s-a, deci pur și simplu un sentiment care nu îl poți descrie, o ușurare care nu o poți descrie, în afară de cât termenii că ai fost născut din nou. Născut, ceva supranatural s-a petrecut în momentul acela. Acum, la nivelul înțelegerii mele și după aceea, am hotărât în inima mea căci ceea ce s-a petrecut acolo va fi confirmat și va fi declarat public prin botezul nou testamental, încheind un legământ cu Domnul Iisus Hristos prin apa botezului. Problema era că trebuia să-i conving pe părinții mei să mă lase un băiat la 14 ani să mă botez. Pentru gândirea și educația și tradiția lor, era imatur. E greu să crezi că un copil la 14 ani se simte suficient de responsabilizat de Dumnezeu și de Duhul Sfânt ca să trăiască o viață separată de păcat, separată de lume, de întinăciunile lumii, de care de fapt vă era frică înainte. Da. Când vedeați că se apropie momentul și vremea în care să vă confruntați la liceu cu tot felul de probleme cu care nu vă confruntaserăți în timpul școlii elementare. Pentru părinți era greu să-și imagineze că acum copilul nostru la 14 ani e pregătit să trăiască pentru Dumnezeu într-un mod responsabil. Totuși, până la urmă, cine a cedat și cum? Până la urmă a trebuit să duc o muncă de lămurire cu părinții mei, cu tot respectul față de gândirea dumnealor și precauțiunile care au vrut ca să exercite. În mintea mea le-am spus: dragilor, eu înțeleg ezitarea voastră, dar eu știu un lucru în mintea mea, că eu am auzit că Dumnezeu m-a chemat în sufletul și în cugetul meu, m-am predat viața în mâna Domnului și voi începe liceul. Și în mintea mea n-am vrut să încep liceul fără să fac o declarație pentru mine, în inima și în mintea mea, și pentru ceilalți care erau în jur, că eu nu mai aparțin persoanei mele, nu mai aparțin lumii, ci aparțin Domnului Iisus Hristos. Și aceasta s-o fac public, că aceasta am crezut, că Dumnezeu o va onora și îmi va dărui putere ca să El mă va întări să duc până la capăt ceea ce a început El de fapt în mine. Metoda care am folosit-o la părinți a fost o metodă sinceră pentru un copil, după înțelegerea mea. Și am spus părinților: dragilor, nu știu cât timp voi trăi. Nu știu dacă voi ajunge până la vârsta de 15 ani. Dar știu că dacă ai auzit glasul lui Dumnezeu, atât am știut din Biblie, câtă vreme se zice astăzi, nu-ți împietri inima, ci primește pe Domnul ca și Domn și Mântuitor. Cedează înaintea Lui. Eu am cedat. Și știu un alt lucru. Cuvântul lui Dumnezeu spune: cine crede și se botează, va fi mântuit. Cine nu crede, va fi osândit. Și am vrut neapărat, prin ascultare, ca să fac pasul acesta de botez nou testamental.
părinții, când au auzit hotărârea mea, când au auzit că sunt ferm în poziția mea și când au auzit că chiar sunt hotărât să mă botez, s-au bucurat, bineînțeles, și au cedat. Credeți că hotărârea luată poate, după calculele unora prematur, adică la 14 ani, hotărârea luată atunci a devenit, de fapt, punctul de referință al vieții de credință, care v-a păzit de-a lungul anilor și în anii liceului de anumite căderi, de anumite alunecări, de anumite momeli cu care diavolul a venit ca să vă prindă. Credeți că totuși hotărârea aceea nu numai că a reprezentat o dedicare sinceră și totală înaintea lui Dumnezeu, dar a fost și sursa de putere care v-a păzit, care v-a ajutat după aceea în anii de credință care au urmat la 15 ani, la 16 ani, 17 ani, că doar la vârsta de 14 ani pentru băiat, probabil că de-abia atunci începe lupta adevărată a adolescenței pe care toți tinerii o parcurg. Vedeți hotărârea și punctul respectiv ca și un moment cheie care v-a și protejat pe parcurs? Momentul acela, la vârsta de 14 ani, cu adevărat a fost punctul de reper. Ziua aceea, momentul acela, experiența aceea care mai târziu am văzut că este complet biblică, a fost punctul care în anii care au trecut întotdeauna a slujit ca o aducere a minte, o piatră de aducere a minte, unul, că Dumnezeu prin mila și îndurarea Lui m-a chemat. Doi, că Dumnezeu mi-a dăruit harul să-mi văd starea mea reală înaintea Lui. Trei, m-a dăruit harul să regret păcatul acela și m-a iertat cu adevărat, m-a făcut o ființă nouă. Acum, aș vrea să spun că de atunci n-am mai avut la vârsta de 15, 16, 18 ani nicio cădere. Din nefericire, nu pot să spun lucrul acela. Căci viața de creștină a fost o viață de o luptă continuă. Care a avut înfrângerile ei. Care a avut înfrângerile ei, dar punctul de reper a fost bunul Dumnezeu care m-a dat darul pocăinței ca să fac o decizie pentru El, a fost acel care cu adevărat s-a dovedit credincios în cuvântul său care spune că dacă, chiar după ce ne pocăim, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Am avut ocazii multiple de a veni înaintea lui Dumnezeu și a împlânge păcatul, a împlânge căderea și a spune: Doamne, ai milă de mine și iartă-mă încă o dată. Punctul acela în care am avut experiența iertării inițială a fost un punct în care Dumnezeu s-a dovedit credincios. Nu că am vrut să păcătuiesc să se mulțească harul, ferească Dumnezeu, dar dacă păcătuim, știm că avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Fiul Lui și Domnul nostru, care mijlocește pentru noi și El care a început, căci cred că El a început această lucrare minunată în viața mea și în viața oricărui care se predă Lui, El este acel care, nu doar pentru anii de liceu și de facultate, ci pentru toate zilele vieții noastre, ne dă puterea și tăria să o ducem la bun sfârșit. Experiența convertirii a avut loc aici, în America, da? Da. Deci, în Statele Unite. Puțin, totuși, chiar dacă o să pară că suntem afară din subiect, dar puțin background. Cum ați început viața în America? La ce vârstă ați sosit în America? Unde ați sosit în America? Ce v-a adus la momentul pocăinței la vârsta de 14 ani? Deci, în câteva cuvinte, da, dacă... O scurtă biografie. Fiind născut în România, în Timișoara,
în anul 1967, la vârsta de 2 ani și jumătate, am părăsit țara împreună cu toată familia. Mama și tata, bineînțeles, și un frate și o soră care sunt mai în vârstă decât mine. După o stare, după o perioadă de 3 luni în Austria și aprobarea Statelor Unite, am aterizat din Viena în Chicago, Illinois. Și acolo Dumnezeu ne-a dăruit oportunitatea să locuim 11 ani de zile. Acolo am făcut școala elementară, începând de la grădiniță până la clasa 8-a. În clasa 8-a, după ce am terminat clasa 8-a, împreună cu toată familia ne-am mutat la Los Angeles. La Los Angeles a petrecut experiența despre care am vorbit anterior și acolo am locuit 11 ani, terminând bineînțeles și liceul și facultatea, după care, la vârsta de 24 de ani, m-am căsătorit cu iubita inimii mele, cu Simona, și prompt ne-am mutat la Seattle, Washington. Și acolo, din 1991, ne bucurăm să slujim Domnului, să muncim și să ne creștem copiii. Deci, toată viața dumneavoastră pe care o cunoașteți, că dacă v-aș pune întrebări cu privire la experiențele dinainte de 2 ani și jumătate, cât ați avut când ați plecat din România, când v-au adus părinții, probabil că n-ați avea multe de spus dinainte de 2 ani și jumătate. Așa este, doar din auzirile de la părinți. Din ce v-a învățat părinții. Deci tot ce cunoaște și țineți minte despre viața dumneavoastră s-a desfășurat în America. Ați trăit în America, v-ați format în America, ați fost educat în America, ați practicat medicina, acum avocatura. Cu toate acestea, toată viața e legată de comunitatea româno-americană. În Chicago, la Biserică Română Pentecostală, în California, Biserică Română Pentecostală, în Seattle, Washington, Biserică Română Pentecostală. Deci ați trăit în America, ați fost format în America, ați fost educat în America, ați trăit în cultura americană, cunoașteți mai bine limba engleză decât limba română, fiind educat aici, dar v-ați păstrat identitatea și v-ați păstrat conexia strânsă cu bisericile române, v-ați integrat în biserici române, ați slujit în biserici române. V-a binecuvântat Dumnezeu cu copii, două fete, dintre care una se căsătorește, am aflat astăzi, felicitări, mulțumesc. Ne bucurăm. Dumnezeu v-a binecuvântat aproximativ 2 ani în urmă cu un băiețel, după două fete, felicitări, mulțumesc. Ne bucurăm. Slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta. Deci Dumnezeu v-a adus aici când ați fost foarte mic, ați crescut în America, acum creșteți copii care se căsătoresc, mai aveți încă copii mici, mâine, poi mâine aveți nepoți. Cum ați reușit să păstrați legătura cu comunitatea română și cu identitatea de român-american după atâția ani și o perioadă așa de lungă și mi se pare că și copiii și cel mic o să crească tot într-un astfel de mediu. Da. Oportunitatea care am avut-o și creșterea în Statele Unite ale Americii, cu adevărat a fost, din punct de vedere religios, legată de comunitatea română, prin Biserica Română în Chicago, Illinois, dar școala, comunicarea acasă, a fost aproape exclusiv în limba engleză. Chiar părinții, după ce am ajuns în America, ne-au rugat să vorbim limba engleză în casă, ca și ei să învețe de la noi. Eu personal nu țin minte că vreodată am învățat limba engleză sau limba română. Le-am învățat una cam în același timp. Deodată. Ce am observat e că la vârsta de 10-11 ani, eu vorbeam limba română ca toți colegii mei români americani. O limbă mult mai bocită decât este acum, deși nici acum este departe de a fi chiar corectă,
pentru un român, dar o vorbeam și cu un accent destul de greu și dicția era mult mai slabă. Citirea nici vorba, nu puteam să citesc limba română, s-o scriu nici atâta, până la vârsta de 17 ani. Și la vârsta de 17 ani am întâlnit un inginer din România care a venit în America și am stat de vorbă cu el. El nu știa limba engleză, ci doar română. Și când a vorbit limba română, atât de frumos a vorbit-o, atât de corect era pronunțierea și limbajul parcă curgea. Deci am văzut frumusețea limbii noastre, o limbă romantică, o limbă melodioasă. Și Dumnezeu s-a folosit de această întâlnire pentru a crea în mine o dragoste pentru limba maternă, pentru limba română. Și de atunci am început să mă gândesc că ar fi bine să vorbesc limba română un pic mai bine. Aceasta a condus la încercarea să citesc Biblia română, traducerea Cornilescu. Și țin minte prima dată când am deschis Biblia să o citesc, îmi lua cam o oră sau două să citesc o pagină din Biblie. Am început să o citesc cu viu grai, deci cu voce tare, și nu știam cum să, nu știam diferența între T și Ț, S și și Ă și A. Așa. I și Ă. Da. Și după ce m-am căsătorit, am continuat să practic limba română și acasă și să citesc. Și, cum spun românii, cu chiu și cu vai, m-am dat toată silința să o învăț mai bine, să o vorbesc mai bine și să pot să comunic în limba română într-o formă mai eficace ca anterior. Felicitări! Cred că ați reușit foarte bine și cred că îi bateți pe mulți români români de două ori, nu doar pe români americani. Am vrut să cunoască telespectatorii noștri câteva lucruri despre viața dumneavoastră personală și chiar înainte de a continua cu o altă experiență impresionantă care a marcat viața pastorului Leonard Semenea, vreau să vă spun și din partea mea personală modul în care ne-am cunoscut. A fost prin părinții noștri socri, părinții mei socri și părinții pastorul Leonard Socri au fost foarte buni prieteni din România. Au emigrat amândoi pe căi diferite la momente diferite în Statele Unite și au păstrat prietenia, legătura, au comunicat, au rămas prieteni și la căsătoria prietenului meu Leonard am fost și eu invitat, eu fiind deja păstor aici în biserica Happy Valley, am participat la nunta lor din partea părinților mei socri și așa ne-am cunoscut. De-a lungul anilor am păstrat legătura, am participat la ordinarea dumnealui în slujba de păstor la Seattle, Washington. M-am bucurat de progresul dumnealui din punct de vedere profesional după ce a lucrat ca și medic chiropractor în Seattle, Washington. S-a obosit, s-a plictisit de această profesie, a studiat legea și acum este avocat, lucrează în California, în Seattle, Washington și la momentul actual se deplasează dintr-un oraș într-altul. După care a studiat teologia și a luat masteratul în teologie și s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu ca să predice Evanghelia oriunde este chemat, să participe la conferințe și să slujească Domnului cu bucurie. Iată, am plăcerea și satisfacția să stau de vorbă cu un om care, din punct de vedere omenesc și pământesc, s-a realizat din punct de vedere profesional, dar lucrul acesta nu a fost și nu este cel mai important pentru dumnealui, ci
slujirea în câmpul Evangheliei și punerea lui la dispoziția lui Dumnezeu pentru mântuirea altora, pentru salvarea altora. Și acum vom intra în următoarea experiență pe care am să las, nu fac nicio introducere a acestei experiențe, vreau să las pe dumnealui să ne povestească ce s-a întâmplat, o experiență care a marcat într-un mod deosebit, unic viața dumnealui. Deci experiența care, de când am avut-o, continuă ca să fie motoul vieții mele și gândirea vieții mele, s-a întâmplat când eram ori în ultimul, ori în penultimul an de studii la medicina chiropractică în Los Angeles. Chiar am venit într-o sâmbătă seara de la repetiție de cor. Dacă vă vine să credeți, cântam și eu la bas. Cântam între doi basiști foarte capabili și mergeam eu după ei. Și bucuros de a putea să slujesc Domnului, am ajuns acasă și în momentul când am ajuns acasă, tata era plecat seara la servici și acasă era mama și bunica, cea bătrână care atunci cred că avea 80 de ani. Ne-am culcat împreună cu toții și cu o săptămână sau două înainte de acest incident, țin minte că am auzit o predică la biserică în Los Angeles, unde fratele păstor Lazar Goga a avut o predică despre Hristos fiind totul, în limba română, din Coloseni. Și eu am scris pe o foaie de hârtie în litere mari, în engleză, Christ is all, Hristos este totul. Și am pus-o sus, acolo, chiar deasupra ușii. Mergând, ajungând acasă, sâmbătă seara, după ce am servit masa, ne-am culcat și am adormit. Și pe la ora 2 sau 3 dimineața, aud glasul mamei mele din camera vis-a-vis, că-și strigă în mod repetat, sângele Domnului, sângele Domnului. Când am auzit prima și a doua oară, m-am gândit în mintea mea, mama are un vis rău, căci de copil mic m-a învățat, dacă cumva ai un vis rău, cere puterea sângelui Domnului și roagă-te și culcă-te la loc, că Dumnezeu îți va purta de grijă. Dumnezeu te păzește, te eliberează, veghează asupra ta. Da. Și după ce am observat că nu se oprește acest strigăt repetat de sângele Domnului, m-am alarmat. Am gândit că ceva e baiu cu mama, ori a căzut, ori ceva și am deschis ușa la dormitor la mine să o întreb și să mă duc să văd dacă este bine. Frate Cornel, în momentul când am deschis ușa, am văzut pe holul mic al casei, era o casă simplă cu trei dormitoare și o baie, am văzut pe holul casei trei oameni îmbrăcați zdravân, bine, cu măști de schi pe ei. Și când i-am văzut și că erau cu arme. Reacția inițială la un copil de 20 de ani era rapid să închid ușa și să mă blochez în cameră. Și asta am încercat să fac. Problema era că ei au fost mai repede, anticipând reacția mea, au pus pistolul în ușe. Bineînțeles, când au pus pistolul în ușe, au împins ușa și a deschis-o și eu eram în pijamale, acolo pe pat și cum eram în poziția de șezut, chiar pe colțul patului, am simțit că unul mi-a pus o plapumă pe cap, altul mi-a pus un pistol chiar aici la frunte și al doilea cu un pistol direct la inimă. Acum am auzit din camera anexă, nu mai am auzit sângele Domnului, ci am auzit în limba engleză, "Don't hurt my son. Please don't hurt my son." În alte cuvinte, vă rog frumos, nu-l vătămați, nu-i faceți rău copilului meu.
Ce s-a întâmplat în momentul acela? Fiind băiat, bărbat în casă, singurul bărbat în casă acolo, mă gândesc căci aș fi încercat să fac un efort eroic pentru a salva situația, dar în momentul acela nu știu sigur să vă spun dacă am avut o experiență în care am părăsit trupul acesta sau a fost doar o imagine care Dumnezeu m-a dat-o, cum ar fi o vedenie, dar știu un lucru și rețin foarte bine, căci în momentul când am simțit fierul acesta ceva tare pe cap și în inimă, eu parcă am părăsit circumstanța în care eram. N-am mai auzit-o nici pe mamă, nici nu știu ce instrucțiuni sau ce au spus persoanele acestea care vorbeau în limba spaniolă. Eu înțeleg cât de cât și limba spaniolă, deși puteam înțelege, dar nu rețin absolut nimica. Dar rețin faptul că am început să călătoresc în sus. Și am știut că călătoria aceasta era o călătorie înspre Dumnezeu. Și gândul care l-am avut în momentul acela era: mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu și abia aștept. Abia aștept să văd ceea ce am crezut acești 20 de ani. Abia aștept să mă întâlnesc cu Domnul meu și cu Dumnezeul meu. Deci o bucurie extraordinară a fost în mintea și în inima mea. Ei, imediat parcă după bucuria aceasta, m-am gândit: dar cum o să plângă părinții la înmormântare? Cum o să plângă comunitatea la înmormântare că eu sunt plecat? Deci cele două realități parcă erau cu mine. Și în momentul când nu știu cât timp a durat asta, e posibil să fi durat o secundă, e posibil un minut, cinci minute, nu știu. Dar în momentul când am avut al doilea gând, m-am trezit din nou în pat, cu fierul și cu metalul pe inimă și în cap. Și acum rețin că am înțeles pe aceștia care vorbeau între ei. Ei se certau între ei în limba spaniolă, căci au greșit casa. Ei au căutat o casă care avea droguri. În engleză contraband. Și parcă se înjurau unii pe alții cum de a deranjat oamenii aceștia, și problema nu era chiar atât de mult că ne-au deranjat pe noi, ci că nu au găsit drogurile și și-au asumat ei un risc de a intra în casa aceasta. Cu toate acestea, mama a spus: "We don't have drugs, we are Christian." Nu avem droguri, noi suntem pocăiți, noi suntem creștini, nu avem așa ceva. O spus: "Take what you want there." Ei, ei în momentul acesta m-au spus să mă întind în pat și a lăsat pe o persoană să mă păzească. Dumnezeu, prin experiența aceasta în inima mea, a creat o pace tranquilizantă. Parcă m-ai fi dat un medicament care m-a potolit de tot. Au stat în casă și au căutat toată casa, au întors toată casa pe dos, căutând să vadă dacă nu cumva găsește ceva droguri. Am avut eu un ceas favorit al meu, care avea o valoare de vreo $200, un Seiko, care era mare, mare lucru, valoare, sigur că da. Și am avut o bancnotă de $20. Ambele mi le-au luat de acolo. Dar în momentul când ei căutau în casă, frate Cornel, eu aproape adormisem. Atât de multă pace a venit că era cât paci să chiar adorm. Ei au terminat afacerea lor și ne-au spus să nu sunăm poliția, să ne punem pe jos și jumătate de oră să nu ne mișcăm. Noi, bineînțeles, că i-am ascultat. Acum fac o scurtă paranteză. Eu eram într-o cameră, mama în camera anexă și bunica cea bătrână era în camera anexă. Am văzut și m-au spus părinții că o persoană stătea să păzească și pe bunica cu pistolul tras. Vă dați seama ce s-a gândit sărmana femeie, că a ajuns în America și, uite, vin hoții peste ea. Ei, eu când eram pe jos, în jumătatea aceea de oră, cât timp trebuia să așteptăm, m-au venit câteva gânduri în inimă. Primul gând care m-a venit în inimă era: Leonard, tu vorbești spaniolă.
trebuia să le predici. Trebuia să le spun, măi, oameni buni, voi nu trebuie să faceți aceasta ca să trăiți. Este un Dumnezeu care vă iubește, care vă poate ierta și n-ați vrea să-L primiți pe El ca și Domn și Mântuitor. Aceasta a fost gândul meu și m-am simțit vinovat în mintea și în cugetul meu că n-am făcut aceasta, cum aș fi putut eu comunica în limba spaniolă. Asta era fost momentul în care să faceți evanghelizare. Da, atunci ați ratat momentul. M-am simțit că am ratat oportunitatea și ocazia. Am fost un laș, un speriat, m-am lăsat speriat de aceștia. Fricos. Și de ce n-am făcut lucrul acesta? După ce ne-am sculat de pe genunchi și am vorbit cu mama și cu bunica, l-am sunat și pe tati, și cu fratele și cu sora și cu ceilalți cunoscuți, cu rudenile, am început să tremur, gândindu-mă ce putea să se întâmple. Și m-am speriat de-a binelea. Deja mi-era frică să mai rămân în casă, mi-era frică să mai rămân în zonă și mai mult decât acesta, m-am uitat la semnul acela care l-am pus pe ușă. Hristos este totul. Și am început să am o discuție cu Domnul și am spus, Doamne, m-am botezat, ți-am slujit, la cor m-am rugat, trăiesc pentru Tine, așa tratezi Tu copiii Tăi? Ce fel de Dumnezeu ești, Doamne, dacă așa mă tratezi? Și a fost această conversație cu Domnul care a durat cel puțin 3 sau chiar 4 săptămâni. În timpul acesta mergeam la școală, eram în sesiune, în examene. De multe ori, dacă vroiam să mă culc, să mă întind un pic, să mă odihnesc, mă scuram și în teroare. Deci aveam reflexul acesta de incidentul care s-a întâmplat acolo. N-am știut ce să fac. Am știut că Dumnezeul meu este totuși un Dumnezeu bun, dar m-am luptat cu gândul, dar Doamne, cum și de ce permiți astfel de lucru copiilor Tăi? Pe moment nu puteați să înțelegeți cum se împacă adevărul și afirmația auzită la biserică. Hristos este totul, Christ is all, cu experiența prin care ați trecut. Dacă El este totul, de ce a îngăduit să treceți printr-o astfel de experiență? De ce n-a păzit casa? De ce n-a intervenit? Era foarte greu pentru moment să împăcați experiența cu afirmația cuvântului. Și lupta, spuneți că a durat aproximativ 4 săptămâni. Ce s-a întâmplat? Cum s-a făcut pace între această experiență și afirmația infailibilă a cuvântului? Pentru mine, am încercat în inima mea, mi-era frică de gândurile care le-am avut. Cum eu să mă războiesc cu Dumnezeu, dar totuși nu puteam să neg, căci acestea mi-era gândurile mele. Și pentru o persoană credincioasă este foarte greu lucrul acesta. Dar am știut că este un răspuns, dar din câte am văzut eu, eram incapabil să-l găsesc chiar singur. Și atunci m-am gândit că cel mai bun lucru care pot să fac, după cercetare în rugăciune, era să găsesc o persoană de încredere cu care pot să împărtășesc această experiență. Vă dați seama, atunci, întâmplându-se proaspăt, n-am avut libertatea să stau de vorbă cu oricine, să împărtășesc cu oricine ce s-a întâmplat, așa. Am ținut mai, cum spun americanii, low profile, mai închis subiectul acesta. Și, bineînțeles, persoana cea mai potrivită nu era altcineva decât păstorul care a fost păstorul bisericii. Și în momentul acela l-am sunat pe fratele Lazar, am spus, nu cumva aveți ceva timp să stăm de vorbă? Și am mers la dumnealui și, țin minte, am fost în camera, era în chirie pe vremea aceea, și am fost în camera dumnealui la vorbă. Și în timp ce vorbeam, și i-am spus de experiența mea și de lupta care era în mine, fără să scoată un cuvânt, mi-a venit răspunsul în mintea și în cugetul meu.
era o experiență, cum ar fi o experiență aproape ca și nașterea din nou, de o pace completă. O pace care a rezolvat orice problemă de frică, de teroare. Am putut, după experiența aceasta, să dorm ca și un copil. Era un răspuns efectiv care Dumnezeu, în mila Lui, când m-am smerit și am spus, auzi, nu pot chiar răspunsul să-l am eu, cum spun americanii, I can't figure this one out myself, I need help. Nu pot ca să mă descurc singur în situația aceasta, am nevoie de ajutor. În momentul când am deschis gura și, cum ar fi, m-am mărturisit și starea de neliniște și cearta cu Dumnezeu, dacă o putem numi așa, și teroarea și toate astea, Dumnezeu în cugetul meu mi-a comunicat că ceea ce a devenit motou pentru viața mea și care mi-a marcat viața de atunci. Și anume, în momentele acelea, Dumnezeu, în timp ce vorbeam, mi-a comunicat și mi-a spus, Leonard, eu ție, când te-ai pocăit prin cuvântul meu și de atunci, nu ți-am promis niciodată că vei îmbătrâni. Nu ți-am promis că vei ajunge nici la 100 de ani, nici la 50, nici la 25. Eu, Leonard, nu ți-am promis ție că vei termina școala. Nu ți-am promis ție că vei termina săptămâna aceasta, nici chiar ziua aceasta. Și Leonard, știu că este cântarea aceea, un timp de o zi, Iisuse, dar eu nu ți-am promis nici ziua aceasta. Leonard, ți-am promis că ai clipa aceasta. Și pentru că ți-am dat clipa aceasta, trăiește-o cum ar fi ultima clipă care o vei avea din partea mea pe acest pământ. Frate Cornel, când am primit mesajul acela internalizat în viața mea, mi s-a dus orice pretenție, orice ceartă, Doamne, dar cum îngădui? Când Dumnezeu a clarificat cuvântul Lui în viața mea, a dat naștere la o credință extraordinară în viața mea și am primit răspuns de la Dumnezeu. S-a plecat înspre mine, înspre mintea mea de 22-23 de ani, comunicându-mi voia Lui, comunicându-mi harul Lui și comunicându-mi ceea ce va rămâne un motou pentru restul vieții. Nu știu dacă vreau să ajung acasă, vreau să ajung la 80-100, chiar mai mult, dacă Dumnezeu ne ține cu sănătate, cu viață și cu tărie. Căci viața este un dar din partea lui Dumnezeu care trebuie valorificat. Dar ideea în mintea mea a fost, orice circumstanță a vieții, în orice ocazie am, trebuie să-mi dau seama că e posibil să fie ultima dată când voi putea deschide gura, e posibil să fie ultima dată când voi putea să fac ceva pentru Dumnezeu, pentru viața mea, pentru casa și pentru societatea în care trăiesc. Iată că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu mai multe clipe și momente care să le trăim cu folos și considerăm că minutele care le-am petrecut în casele dumneavoastră v-au adus o bogăție care nu se poate cumpăra în lumea aceasta cu nimic. Considerăm că experiențele pe care le depănăm și le împărtășim cu dumneavoastră aici vă fac bine, vă zidesc în credință și vă apropie de Dumnezeu. Avem convingerea că prin emisiunile care le punem împreună și le transmitem, dumneavoastră sunteți binecuvântați și noi, la rândul nostru, suntem binecuvântați de experiențele pe care le auzim. Vă mulțumim pentru timpul acesta care l-ați pus la dispoziția noastră ca să aveți părtășie cu noi. Mulțumim păstorului Leonard Semenea pentru că a răspuns invitației încă o dată, îl încredințăm în brațul lui Dumnezeu, în călătoria spre casă, în ziua de mâine, pentru soția dumnealui, pentru cele două fiice, pentru băiatul de aproape 2 ani de zile.
pentru toată slujirea la care l-a chemat Dumnezeu. Îl încredințăm în brațul lui Dumnezeu. Vă încredințăm și pe dumneavoastră în mâna Dumnezeului cel atotputernic. Dorim binecuvântările cerului și ale pământului să fie revărsate peste casele dumneavoastră și așteptăm să ne vedem din nou săptămâna viitoare. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mult har și pace!